Părinții de pici cu Georgiana. Mamă de pici! Salut! Astăzi vorbim despre copii mici și desene animate. Mai exact, când ar fi cel mai potrivit moment să-i facem cunoștință copilului cu fascinantele imagini mișcătoare de la televizor, calculator, tabletă sau telefon? Răspunsul meu e cât mai târziu cu putință. Ar fi minunat dacă ai reușit chiar să-l ții ocupat pe copil până la 2-3 ani cu alte activități în afară de privit la desene animate. Te poți juca cu el în fel și chip, în familie sau cu prichindeii prietenilor. Îi poți citi povești, îi poți cânta, puteți dansa, puteți ieși la plimbare, la cumpărături. Există o mulțime de modalități de a petrece timpul cu cel mic fără să-l lași la desene animate. Știu că, în ciuda hotărârii de a nu deschide televizorul pentru copil, simți uneori nevoia de o pauză măcar de 10 minute, cât să-ți adun puterile. Iar desenele animate par o variantă inofensivă și la îndemână. Mă gândesc și eu uneori la posibilitatea asta și recunosc, am apelat până acum la desene animate de vreo 2-3 ori, ca soluție extremă în încercarea de a o face pe fetița noastră să stea cu masca de aerosol pe față. De unde însă recomandarea fermă de a-l familiariza pe copil cât mai târziu cu desenele animate? Din nenumărate studii făcute până acum, despre care tot auzim de mulți ani, și care arată că expunerea timpurie la filme și desene animate nu îi ajută mai deloc pe copii să-și dezvolte creierul și abilitățile așa cum ar trebui. Din contră, sunt suprastimulați de imaginile văzute și nu au parte de interacțiunea cu noi, oamenii importanți din viața lor. Pe scurt, copilul ar fi bine să descopere bucuria desenelor animate abia după 2-3 ani, iar până atunci să descopere lumea prin joacă și explorare alături de tine. Pe data viitoare! Părinții de pici cu Georgiana. Mamă de pici!